Polițiștii din orașul Ștefănești, Argeș, au depistat un bărbat de 41 de ani din Pitești care conducea un autoturism pe drumul Național 7, având dreptul de a conduce anulat, tot pentru infracțiuni la regimul rutier. Culmea, cu doar o zi înainte fusese prins băut la volan. Acum, la testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,63 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. După administrarea probatorului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești. În cauză a fost întocmit dosar pentru conducerea fără permis și sub influența alcoolului. El a fost reținut pentru 24 de ore și riscă arestarea preventivă pentru 30 de zile.